Mă tem că cei mai mulți dintre dumneavoastră găsesc existența mea de un spectaculos grotesc, file smulse din doxuri sau alte producții asemănătoare și înghesuite între coperți zugrăvite strident. Un caleidoscop în care cioburile închipuie priveliști ieftine, alteori de un exotism căutat și gratuit sau frizând pur și simplu imposibilul. Diamantopol zâmbi. Nu mă supăr. Uneori, când privesc în dărăt peste ani, am impresia că viața mea a fost inventată. O fantezie satanică, schizofrenică, i-a însemnat punctele cardinale blestemând o în veci. Bucătarul nu se înșelase. În noaptea aceea s-a dezlănțuit o furtună năpraznică. Uraganul zgâlțâia mica embarcațiunea lui Layton, zvârlind-o ca pe jucărie. Trombe de apă măturau puntea. M-am repezit în cabină. Leighton și Slim, Beți morți cântau cât îi ținea gura. Jesse pune spălăria. O jumătate de oră mai târziu, arcașul verde se izbea de o stâncă. Naufragiasem pe una din insulele arhipelagului Maldivelor. Micul iaht pierise înghițit de valuri. După ce furtuna încetase, băștina și recuperaseră câteva cutii de conserve și, spre satisfacția americanului, vreo duzină de sticle cu whisky ne-au salvat de la moarte printr-o minune, trimițând în ajutorul nostru o barcă de pescari. În aceeași noapte, trei insule complet inundate dispăruseră în apele oceanului. Toate acestea aveam să le aflu mult mai târziu. Mi-am revenit greu sub îngrijirile unui vrac care ne administra de câteva ori pe zi o fiertură tonică. Slim scăpase neatins, iar Leighton cu o fractură ușoară a brațului. Când am deschis ochii, eram întins pe un soi de mindir din frunze de cocotier. Leighton pariase pe un tirbușon că voi trăi. Provocase la rămășac toată insula, dar băștina și nu cunoșteau asemenea practici. Se mulțumise cu Slim, care se arătase foarte sceptic. Faptul că își pierduse vasul și, desigur, era vinovat de catastrofă, nu îi alungase buna dispoziție. Am petrecut aproape doi ani printre oamenii aceia cum se cade care se închinau lui Mohamed, iar din când în când se îmbătau cu un soi de rachiu lăptos extras din fructele cocotierilor. Furtul ca noțiunele era cu desăvârșire necunoscut. Puteai abandona orice obiect pe insulă. Îngrădindu-l cu bețișoare, devenea tabu, nimeni nu încerca să îl însușească. Slim era interpretul nostru și după șezătorile pe care le organiza în fiecare seară, gura nu-i stătea o clipă, iar vieții oamenii l-ascultau cu ochii căscați de groază, puteam să-mi închipui ce năzdrăvânii povestește. Când m-a văzut făcând primii pași, și a cedat în sfârșit lui Leiton Tirbușonul. Gândul că diavolul alb a scăpat încă o dată poate pentru totdeauna mă sufoca. Noaptea mă trezeam asudat cu un gust oribil în ceruguri. Îl recunoscusem înainte de a-mi da seama unde mă aflu, fumul gros al crematoriului din D. Coșmarurile mele înlănțuiau o suită delirantă de imagini: Venceslas, masa de tortură, fiolele sinistre cu ciclon B, crucea sărăcăcioasă din cimitirul bolivian. Leighton zburda de dimineață până seara ca un băiețaș în vacanță. Pescuia împletea coșulețe care nu foloseau nimănui și, evident, se îmbăta. Îi surprindeam uneori privirea. Parcă a aștepta ceva de la mine. Într-o dimineață m-a întrebat. Ce ai de gând cu friț? Îl caut. Ok, îl căutăm împreună. Chestia e cum ieșim din ligheanul ăsta. Americanul era fără îndoială un camarad desăvârșit, dar incapabil să evite încurcăturile. L am luat pe departe. Leighton, ești convins că vrei să mergi cu mine? Bineînțeles, țin foarte mult să-i văd mutra. Înțelese ezitarea mea și își lăsă capul în jos. Desigur, dacă, uite, îți dau cuvântul meu că nu mai pun un strop de whisky în gură până nu-l dibuim. Singura posibilitate de a pleca mai departe era să ajungem la Male, capitala arhipelagului. Acolo ne-am fi putut eventual îmbarca pe un vas care asigura legătura între Madagascar și coasta de vest a Indiei. Din nefericire, trebuia să mai așteptăm. Din mai până în septembrie nu puteam întreprinde nimic din cauza musonilor și a ploilor tropicale. Am tocmit doi pescari tineri care să ne ducă la male. Slim n-a plecat cu noi. Într-o discuție extrem de agitată cu stăpânul său, i-a explicat că rămâne pe insulă. I se oferea, a pretins, un post de consilier în probleme externe, mă rog, cam pe aici. Reflectase asupra propunerii și ajunsese la concluzia că după așa ceva a toată viața. Funcția de bucătar nu l mai aranja. Leito repuizase toate argumentele. În cele din urmă, a cedat. Ei bine, băiete, te concediez! Au băut toată noaptea plângându-și pe umăr și recapitulând dispreț comune. A doua zi dimineață ne-am luat rămas bun de la indigeni și am pornit la drum. După vreo două ore, americanul beat mort și-a bătut o palmă peste frunte. Știam că am uitat ceva. Slim avea o rețetă nemaipomenită pentru supa de broască testoasă. Locuisem pe insulă exact un an și zece luni. Și era un an și zece luni de când pierdusem urma diavolului alb. Primul drum a fost la consulatul american din Bombay. Leighton abia aștepta să ia legătura cu omul de afaceri un notar din Louisville. N-aveam un ban, călătorisem pe un vas portorican îndeplinind oficii jalnice, eram morți de foame și arătam ca niște sălbatici. Pe Layton îl frământa o singură idee. Nu dăduse niciun semn de viață de aproape doi ani și se temea ca nu cumva moștenitorii considerându-l dispărut și poate mort, îl socoteau în stare de orice excentricitate să-i fi subtilizat averea. Ruda cea mai apropiată era un văr, pastor în Virginia. Numai când se gândea la el, se zbârlea părul. ăsta e un tip nebun, preciză. Cel mai nebun din familie. Dacă notarul meu a fost destul de tâmpit ca să-și închipuie că m-am curățat, pot deja să-l pantofi. Din dolarii mei n-a mai rămas nimic. I-a împărțit la fecioare bătrâne și a ridicat o biserică. Secretarul, bineînțeles, n-a crezut o iotă din toată povestea noastră. A telefonat totuși plictisit la Louisville. Notarul lipsea din oraș și am petrecut vreo două nopți penibile sub o strașină. A treia zi, Leighton s-a întors triumfător, fluturând un teanc de bancnote. Notarul își cunoștea clientul, nu se impacientase deloc. Am intrat într-o baie publică, apoi ne-am cumpărat îmbrăcăminte. Într-unul din elegantele restaurante europene am luat în sfârșit prima cină civilizată. Mă gândeam la diavolul alb, la pistele pe care va trebui să le abordez. Leighton a ridicat paharul. Pentru friț, sper că ne așteaptă teafăr și sănătos. Și-a adus aminte de ceva și a început să râdă înnecat. necat. Am uitat să spun. Vărul meu, pastorul, și-a abandonat credincioșii și s-a înscris la o școală de cosmonauți. Leighton crăpa de râs. Își închipuie că acolo sus, înțelegi, vrea să-i strângă mâna lui Dumnezeu. În Bombei, Potra nu se angajase nicăieri. Era un fapt cert, Răscolisem toate spitalele, clinicile și sanatorile. Ne vârsem nasul contra unui baxișoare care are în zeci de registre. Pe de altă parte, poliția nu eliberase nicio viză pe numele de Jarko Ștefanovici. Amănuntul, evident, nu ni se părea edificator. Era foarte posibil ca diavolul alb să-și fi procurat altrând de acte false. Ceva m-a avertizat totuși că a părăsit bombeiul. Există în psihologia urmăritului un soi de neliniște de care nu poate scăpa. Cel mai mult sunt sfâșiați de obsesii nomade. Trenul, avionul, vaporul pun o distanță între Hingher și prada sa. Își închipuie din senin, nemotivat, că la Delhi vor fi mai feriți decât la Cairo, ajunși în Delhi au impresia că au săvârșit o greșeală capitală și se îndreaptă în panică spre celălalt capăt al lumii. Încep să mizeze prea mult pe instinct. Intuiția supra-solicitată o ia razna ca un ceasornic cu mașinăria dereglată. Într-o dimineață, Leyton s-a întors la hotel extrem de agitat. Deduse peste un prezicător, un șarlatan care avea informatori pretutindeni. În schimbul unei sume triplul taxei încasate în mod obișnuit pentru o ședință, am aflat următoarea etapă din itinerariul Diavolului Alb: Martinica. Peste trei zile eram în avion spre Fort de France. Conform obiceiului, imediat ce am sosit, americanul s-a îmbătat crâncen, deduse peste romul de Martinica, căruia, din câte știu eu, i-a rămas credincios și astăzi. Cu toate acestea, când am părăsit insula, a răsuflat ușurat. Îi era teamă de șerpi. Leighton avea în genere un curaj nebunesc, caracteristic irresponsabililor și oamenilor lipsiți de imaginație. Reptilele însă făceau asupra lui o impresie ieșită din comun. Pălea începea să tremure, rămânea țintuit locului incapabil să se miște. În fiecare seară închidea bine ferestrele și ușile după o inspecție minuțioasă a tuturor încăperilor. Visa mereu că e mușcat de un jaraca și se trezea urlând. A doua zi am început să-l caut pe potra. M-am adresat autorităților franceze, convins că voi fi ascultat cu solicitudine. Sunt polițe care nu se uită niciodată, iar naziștii le semnaseră destule în timpul războiului. Omul cu care discutam era un francez de vârstă mijlocie. Își mușca din când în când mustața căruntă, nu în semn de nervozitate, ci vrând parcă să se asigure că e acolo. M-a urmărit cu răbdare, apoi a oftat. Ce ghinion! L-am privit înspăimântat. Și-a lăsat brațele obosit pe birou. Acum trei luni l-am arestat pe Ștefanovici în urma unui denunț. Habar n-aveam de trecutul lui. Fusesem informați că provoacă avorturi. L-am prins în flagrant delict. Culme, își opera ibovnica. A fost judecat și condamnat la cinci ani de închisoare. Și, în timp ce era transportat la un penitenciar din Bellefontaine, a evadat. O treabă aranjată, desigur. Unul din gardieni fusese cumpărat. Au dispărut amândoi. Când m-am ridicat, mă clătinam. S-a uitat la mine plin de compasiune. Cred că vă pot oferi o pistă. Din surse sigure sunt informat că a fost luat de un vas care se îndrepta spre Statele Unite. I-a strâns mâna. Vă urez mult noroc, monsenior. Am vânturat California, apoi Alaska și Canada, fiind de fiecare dată la un pas de a pune mâna pe el. Ghinionul mă urmărea cu încăpățânare. Între timp, diavolul alb devenise pe rând Mr. Bicket. Arthur Collins, senior Robert. Eternul a plecat acum zece minute, mă înnebunea. La Montreal, persoane autorizate mi-au indicat o pistă care ducea în America Latină. M-am despărțit de Layton, Fauna amazoanelor nu l am și apoi se plictisise să tot joace pe aceeași carte. Cei trei ani în care mă întovărășise în urmărirea acelui aștel reprezentau mai mult decât era el în stare de obicei. Mi-a propus să-l dau dracului pe diavolul alb. Am o poftă nebună să-mi încerc norocul la cazinourile din Monte Carlo. Hai cu mine! O să ne distrăm strașnic împreună. Nu merită friți atâtea eforturi, zău, așa! Am zâmbit obosit. Îl îndrăgisem pe Leighton. În ciuda excentricităților, era un băiat cum se cade, și câte vreme dispoziția labilă îl menținat același meridian cu partenerul, puteai fi încredința de camaraderia și onestitatea lui. Te putea abandona, desigur, oricând dintr-o trăznaie ori pentru un capriciu, niciodată însă din interese meschine. Ghinionul era că avea o grămadă de bani. Asta îi îngăduia să-și facă de cap la modul năstrușnic. Cheltuia cu pofta unui băiețaș de 10 ani lăsat singur într-o cofetărie sau la bălci. Ne-am despărțit pe aeroport. El se îmbarca pentru Marsilia, eu mă îndreptam spre Argentina. M-a silit să primesc 5.000 de dolari. Am să fiu mai liniștit, înțelegi? Într-un fel, simt că dezertez, dacă te răzgândești, în următoarele trei luni mă găsești la San Tropez sau Monaco. După aceea, poate-i fac o vizită lui Slim. Îmi lisește grozav supa de raci. Diamantopol surâse unui gând luminos. Acum cinci ani am primit o scrisoare de la el. Îmi scria din polul nord. Nu înțelegea de ce Slim își dă cu pumnii în cap pentru că și-a abandonat postul de consilier din Maldive. Capitolul 16 Urme Diamantopol stinse țigara și își încrucișă mâinile la piept. Surprinse mina înspăimântată a doamnei Hagianu. Îl asculta cu gura între deschisă. Cea mai imaginativă, poate, dintre toți, trăia intens fiecare episod relatat de infirm. Argentina, Patagonia, Uruguay, Venezuela, din nou Bolivia, Peru, Columbia, Brazilia. Ai impresia că un elev silitor stă în fața cărții, hărții. L-am străbătut în lung și în lat, mânat de aceleași nădejdi mereu proaspete, culegând aceleași eșecuri. Dorința de a-l depista pe diavolul alb și de a-l preda autorităților nu m-a părăsit niciodată. În ea am găsit energia și puterea de a înfrunta acest itinerar fantastic. Dorința și poate o anumită vigoare sufletească înnăscută. Numai oamenii slabi uită că au suferit. Nu reproșesc supraviețuitorilor din deca un naufragiat în existențe comode ca un încercat din răsputeri și poate unii au izbutit să uite anii aceia petrecuți între crematoriu, blocurile experimentale și gloanțele seseiștilor. Viața privește dintr-un unghi a cărui perspectivă se deschide numai spre viitor. A circumscrie în această rază reprezintă în fond Marea Victorie. Din nefericire eu fusesem zamislit altfel. Gândul că diavolul alb trăiește mă obseda într-atâta încât nici nu știam nu observam ce se întâmplă în jurul meu. Banii lui Leighton s-au isprăvit repede. În anul 1953 mi-a murit o mătușă stabilită în Italia. Se bucurase până la sfârșitul vieții de uzufructul unei proprietăți care aparținuse de fapt tatălui meu. Poate că unii dintre dumneavoastră au auzit de el. Hannibal Diamantopol, istoricul. Fusese toată viața îndrăgostit de Italia și prin anii 20 cumpărase la Capri un teren pe care ridicase o vilă. Am petrecut câteva vacanțe acolo. Tatăl cunoștea pe Axei Munte. Omul acela minunat a avut asupra mea o influență covârșitoare. Nu e greu de ghicit că vrând să-i semăn am ales profesiunea de medic. Infirmul de du din mână, alungând amintirea. Vreau să spun că prețul terenurilor și al imobilelor la Capri crescuseră între timp atingând cifre astronomice. Astfel, la moartea mătușii mele, înstrăinând proprietatea, am primit o sumă neașteptată de mare. Ea mi-a îngăduit să-mi continui cercetările. La sfârșitul lui 1953 mă aflam la Sao Paulo, orbecăind în plin necunoscut. Deși dobândisem o experiență substanțială, distingeam în principiu o informație autentică și reperam aproape automat scrocii care încercau să-mi stoarcă bani pentru relații pur fanteziste, mi se întâmpla totuși să urmăresc piste neinteresante la capătul cărora Dădeam peste anonimi ori infractori de duzină, fără relevanță din punctul meu de vedere. Pe la sfârșitul verii am primit o scrisoare din partea omului de la Psychological Service. De fapt, răspundea unui anunț pe care îl publicasem în New York Times: Ovidiu și Venceslas. L-amintisem și pe polonez pentru ca americanul să înțeleagă mai ușor despre cine este vorba. În schimbul de scrisori ce a urmat, i-am relatat împrejurările morții lui Venceslas. Am înădit astfel o corespondență care, exceptând aspectul afectiv, părea să nu ducă nicăieri. În ultima scrisoare însă mi comunica o informație de maximă importanță. În jungla Amazonelor, pe malurile râului Curarai, se consolidase o puternică colonie germană. Se referea desigur la foști conducători seseiști, mercenari și suporteri fanatici. Toate căile de acces spre citadela nazistă erau tăiate. Americanul îmi atrăgea atenția că oamenii înarmați până în dinți asigură invulnerabilitatea teritoriului, iar personalitățile sunt însoțite de gărzi puternice. N-ar fi putut garanta însă dacă diavolul alb se află sau nu acolo. Din punctul lui de vedere, orice tentativă de apropiere era sortită eșecului. Un eșec dezastruos care, mai mult ca sigur, echivala cu o sinucidere. În afară de vigilența pasnicilor nemți, oamenii aceștia nu vor rezita nicio clipă să te lichideze, orice act asemănător rămâne în iadul acela fără consecințe, aveam de înfruntat o întâlnire cu indienii tribului Auca. Personal, opina pentru o expectativă atentă și plină de răbdare, urmând să profit de o ieșire a diavolului alb pe un teren mai prielnic. Din experiența lui Venceslas ar fi trebuit să înveți ceva, să nu-mi spui că e un destin, rămâne încă la latitudinea dumitale să nu-i dai curs. Desigur, zâmbit trist Iamantopol, nu l-am ascultat. Pentru a-i urma sfatul, ar fi trebuit să am o răbdare peste puterile unei ființe omenești. Mângâie absent Cârja, abia în 1956 o expediție americană a încercat pentru prima oară să străbată pădurile peruviene. După cum se știe, cei cinci nenorociți membri ai expediției nu s-au mai întors niciodată. Sunt probabil unul din puținii oameni de pe glob care își poate imagina pe departe ce s-a întâmplat cu ei. Se cutremură. Un adevărat iad. Americanul îl intuise. Orice palmă de pământ pe care urma să pășești trebuia cucerită. După câteva ceasuri, brațele nu te mai ascultau. Bilanțul unei zile, mă odihnea maximum 4-5 ore, era deprimant. Mă aflam abia cu 300 de metri mai departe decât în zori. Uneori nici atât. Lianele împleteau o țesătură deasă, camuflând jungla, apărând-o. Kilometri de frânghii verzi o încingeau. Moartea putea sosi în orice clipă, din stânga, din dreapta, ziua, în timpul nopții, din văzduh. Mii de ochi pândeau, șerpi, jaguari, caimani, lilieci uriași, ibiști, țânțari, oribila matamata. Din nefericire, nu găsisem niciun însoțitor. Un indian suia, americanii îi numesc buzați din cauza bețișorului roșu înfipt în buza de jos, pe care mi-l recomanda să o cunoștință, m-a abandonat după două zile. Zeii îi interziceau să meargă mai departe. Mi-am continuat drumul singur. Cea mai mare problemă o constituia odihna. Nu mă încumetam să adorm în mijlocul junglei. Până atunci mi alternase morele de somn cu ale indianului. După trei săptămâni am observat urme de pași. Drumul devenise mai ușor, lianele fuseseră retezate, un soi de potecă se deschidea. M-am decis să aștept căderea nopții. În orice caz știam că mă aflu în apropierea unei așezări omenești. Nemți sau indieni, odată cu tunericul, vor aprinde luminiș. Noaptea m-am apropiat pe furiș. În fundul unei liziere am zărit mai multe construcții rudimentare. Forma și materialele, deși totul părea improvizat, certificau o viață civilizată. Nu nimerisem într-un trib. Dintr-o dată am auzit glasuri. M-am speriat atât de tare încât am făcut un pas înapoi, strivind niște crengi uscate. Vorbea un germană. Erau probabil atât de siguri de securitatea meleagurilor, încât zgomotul nu i-a tulburat. Purtau cizme și pantaloni de piele. Revolverele, fiecare avea câte două, le atârnau pe șolduri. Am înțeles repede că sunt paznici care își fac tura obișnuită. În dimineața zilei următoare i-am văzut pe membrii coloniei. Am numărat vreo 30. Duceau atât cât am putut să-mi dau eu seama un regim foarte asemănător cu al fermierilor americani sau, din punct de vedere al plictiselii și preocupărilor, cu al micilor proprietari rurali din Anglia. În pantaloni golf și pușca pe umăr, plecau la vânătoare rătăcind prin junglă. Erau însoțiți de patru-cinci haidamaci cu guri încleștate, care oruncau privire automate scrutând toate tufișurile. Asigurau paza repartizat în formă de cruce. Unul sau doi pășau înainte, alții doi flancau, iar ultimul asigura spatele. Am încercat să-l depistez pe diavolul alb. Mă aflam însă la o distanță prea mare, iar multora le vedeam doar spatele. La un moment dat am crezut că îl recunosc pe Mengele, fostul medic șef de la Auschwitz. Nu am nici astăzi certitudinea îl știam numai din fotografiile publicate în presă. Cred totuși că nu m-am înșelat. Chipul acela brutal, oacheș, poate de aceea îi detesta pe țigani, nu putea fi confundat. Pe potra însă nu l-am văzut sau nu l-am recunoscut. În noaptea următoare m-am apropiat mai mult. După toate aparențele, membrii coloniei sărbătoreau ceva. Ferestrele erau puternic luminate, se auzeau strigăte și coruri călăgioase. Mă întrebam dacă e vorba de o petrecere obișnuită sau aniversarea vreunuia dintre ei. Mă despărțeau circa 30 de metri de prima clădire când am simțit o mână pe umăr. N-am apucat să mă întorc. Am fost imobilizat și trântit cu fața la pământ. Cineva m-a lovit să-l batec cu piciorul în coaste. Îmi atinsese ficatul. M-a cuprins o senzație groaznică de vomă. Nu știu prin ce corelație absurdă de idei mi-a dusese aminte. Era 20 aprilie, ziua de naștere a lui Adolf Hitler. La un moment dat, înainte de a leșina, am auzit glasul diavolului alb: A, vechiul meu prieten din D, doctorul Diamantopol! Hans, te rog să-i acorzi toată considerația! M-au bătut cu metodă, cu răbdare, cu ură. Foloseau un par. După două ore, poate două zile, devenisem o masă de carne însângerată. În fractura sără toate oasele, inclusiv coloana vertebrală. Diamantopol își privi trupul. Consecințele le puteți constata singuri. Cum de am supraviețuit? Rămâne și pentru mine o enigmă. În fața ochilor îmi jucau zeci de figuri. N-am putut să deslușesc nimic. Apoi m-am scufundat, simțeam cum cobor într-o mare de întuneric. Lăsam în urmă un chip care rânja, diavolul alb, așa cum îl cunoscusem în lagăr. Și-au imaginat probabil că nu merit să-mi zboare creierii cu un glonț. Mă credeau mort sau poate se distrau pervers la gândul agoniei chinuitoare care mă aștepta în junglă. Fiarele aveau să le desăvârșească opera, smulgându-mi cu colții ultima răsuflare. Nu știu cât am zăcut fără cunoștință. Ici, colo, imagini tulburi, deschid câte un ochi într-o plasă compactă care mi învăluie amintirea din relatări și presupuneri ulterioare, am reușit să reconstituie o cronologie aproximativă a evenimentelor care au urmat. Un tânăr indian asistase îngrozit la masacrarea mea. Noaptea, pe furiș, m-a transportat pe o împletitură de crengi. Astfel, am ajuns în mijlocul tribului Auca. M-au îngrijit câteva bătrâne care mi-alinau durerile insuportabile cu aburi de curara, îngânând în același timp formule sacramentale. Anestezia de vaporii otrăvitori, somnolam semi-inconștient cea mai mare parte a timpului. Am zăcut luni de zile nemișcat, cu tot trupul prins în șipci ca într-un sicriu. Când mi-au desfăcut curelușele, au rămas dezamăgiți. Era limpede și pentru ei că nu aveam să mai fiu un om întreg niciodată. Din punctul lor de vedere, o astfel de viață reprezenta pentru oricine o povară. Mă salvaseră și nu știam cum să-mi arăt recunoștința duceau o existență mizeră. Toată averea lor consta în hamace, săgeți și vestita curara. Prepararea ei era încredințată câtorva bătrâne din trib. Nu era îngăduit nimănui să asiste. Într-o dimineață, tânărul care mă salvase m-a anunțat că membrii coloniei germane părăsiseră jungla. În barăcile goale începuseră să se aciueze vinele. Au organizat imediat o expediție din care s-au întors plin de trofee căraseră tot ce putea fi luat, până și geamurile. În aceeași zi i-am anunțat cu multă prudență că intenționez să-i părăsesc. N-am întâmpinat niciun fel de opoziție. Doi oameni m-au scos în câteva ore la marginea junglei, lăsându-mă în preajma unei așezări civilizate. Au așteptat ascunși până au văzut un grup de albi care mă ridicau. Au scos câteva strigăte în semn de rămas bun și au dispărut înghițiți de oceanul verde. Din nou pierdusem umbra, urma diavolului alb. Am petrecut șase luni într-un sanatoriu supus la tot felul de tratamente. Când l-am părăsit, eram ceva mai întremat, aveam un corset, două cârje și o certitudine. <coughs> Făceam parte dintre nefericiții care nu se pot ajuta singuri. Din când în când mă vizita americanul de la Psychological Service. Pentru omul acesta voi rămâne până la sfârșitul zilelor sale un mister. Cam prin perioada aceea, mai exact în primăvara lui 55, a izbucnit în presă scandalul provocat de apariția la Frankfurt a unei lucrări pseudoștiințifice, contribuții și variațiuni pe teme lombrosiene. Semna un oarecare H. cochen Cumpărasem cartea din Curiozitate. După primele pagini, am știut cine e autorul, Diavolul Alb. Încercând să dea o tușă docta aberațiilor pe care le dezvolta încă la D, de, potra demonstra existența în fiecare individ a unor valențe criminale. Instinctul, pretindea, a fost atrofiat în timp de norme morale și religioase, dar mai ales de cele punitive, făcea o paralelă naivă între apendice care, chiar dacă și-a pierdut destinația inițială, nu înseamnă că nu există. Cu o îndrăzneală ce mă punea pe gânduri, mărturisea că locul unde făcuse experiență în acest sens fusese un lagăr de exterminare. Mai mult, descria desfășurat pe etape experiența doctor Diamantopol. Convins probabil că am murit în jungla peruviană și de deci, ce în imposibilitate de a contesta, susținea că administrându-mi o mixtură de persoasiune și terifiere, își atinsese scopul. Instinctul criminal fusese declanșat, ucisese în cele din urmă cu sânge rece. Din nefericire, conchidea autorul, Protagonistul experienței, doctorul Diamantopol, murise după război din cauza unei cangrene diabetice. Am luat primul avion spre Europa. Istoria era încă fierbinte, cartea dezlănțuise un puternic val de indignare și am fost ascultat cu răbdare. Într-o conferință de presă chiar la Frankfurt, am dezmințit afirmațiile diavolului alb. O dovadă irefutabilă asupra inexactității lucrării o constituia însuși faptul că trăiesc. După șase luni, un bărbat îmbrăcat în cenușiu m-a oprit în holul hotelului, legitimându-se discret. Era inspector de poliție. Avea suficiente motive, mi-a spus să-și închipuie că știe unde se află potra. Cunoștea epopeea mea și m-a și întrebat dacă nu vreau să-l însoțesc într-o descindere. La zece seara ne aflam pe o stradă liniștită din cartierul aristocratic. Două mașini pline cu polițiști supravegheau camuflate intrarea unui imobil întunecat. Câteva minute mai târziu au apărut patru indivizi. După ce s-au asigurat privind în jur că nu-i filează nimeni, s-au strecurat înăuntru. De asta dată, domnule Diamantopol, ați atins în sfârșit punctul terminus al călătoriilor dumneavoastră. Sper, deși ciudat, foarte ciudat. Recunoscusem fără urmă de îndoială printre cei care intrau în clădire pe doi foști destinuți din lagărul de. Consideram absurd să-mi imaginez că oamenii aceștia ar putea întreține relații, indiferent de factura lor cu diavolul alb." Inspectorul a zâmbit. O manevră care a dat rezultate. Când au simțit că pierd războiul, pe la începutul lui 44, eminențele Abverului și-au deportat agenții în laverele de exterminare, având grijă să avertizeze conducerea. Desigur, nu li s-a întâmplat nimic. Le întocmeau astfel certificate inatacabile, de luptători antifasciști pentru a putea fi folosiți după război. Vă dați seama de câtă încredere se bucură foștii deținuți, victime pe care orice supraviețuitor le poate recunoaște. Se pare că după eșecul contribuțiilor la teoria lui Lombroso, doctorul Potra s-a reprofilat pe spionaj. Deveni brusc atent. În spatele clădirii se auzi un zgomot vag de motor urmat de câteva împușcături. Pocni din degete în dispoziție să pornim. Am ocolit imobilul. Un Ford Mustang se îndepărta în mare viteză. A șters-o, observă încruntat inspectorul. Bănuiam, nu mă mai surprinde nimic. A început o urmărire nebună pe străzile Frankfurtului. Mustangul se îndreptă spre marginea de sud a orașului, apoi se avântă cu toată viteza pe autostradă. La aproximativ 100 de kilometri, între Mannheim și Heidelberg, se află un aeroport particular. Am ajuns acolo după o cursă infernală. Primul lucru pe care l-am văzut a fost mustangul abandonat cu portiera deschisă. O siluetă în care l-am recunoscut pe diavolul alb alerga din răsputeri spre un avion mic de o singură persoană. Polițiștii n-au mai avut timp să-l ajungă. La o diferență de 20 de secunde, avionul început să lunece pe pistă. Au tras câteva gloanțe, dar nu l-au nimerit. Am rămas pe loc privind lung libelula de argint care decola sub un cer plin de stele. Diamantopol oftă. În 1956 eram din nou la Viena. Atinsesem în cercetările mele un punct mort pe care se părea că nu-l voi mai putea depăși niciodată. Diavolul alb dispăruse în neant, umbra lui nu mai zărise nimeni. Am luat legătura cu biroul arhitectului Weinstein, neobositul vânător al criminalilor de război. Potra figura pe listele lor. n -avea o idee unde se ascunde, dar posedau o informație prețioasă. Familia diavolului alb, soția și doi copii locuiau în Viena. Agenții lui Weisenthal se mulțumeau pentru moment să supravegheze neîntrerupt casa și relațiile doamnei Jvalbe, numele de fată, fiind convinși că în cele din urmă potra va da un semn de viață. Am hotărât să fac același lucru. După două luni, închiriam locuința din imediata lor vecinătate. Mă îngrija o bătrână care îmi spunea Herteo. De la fereastra dormitorului meu, ne puteam supraveghea grădina și veranda din spatele casei. Elsa Jvalbe Potra era o femeie de vreo 35 de ani, cu o figură neînsemnată. Se îmbrăca elegant, dar discret. În general, părea să dispună de venituri mult superioare față de ceea ce și-ar fi dorit să se creadă. Ducea o viață retrasă, ocupându-se cu conștiinciozitatea specific germană de educația copiilor. Nu primea niciun fel de vizite, cu excepția mamei sale, care apărea lunar. Stătea trei zile și sporo iau de dimineață până seara. Croșetau neobosite, consumând kilometri de lână. Obiectivul principal era să pătrund în intimitatea familiei Potra. Știam că nu va fi ușor. Elsa era evident, nu dorea niciun fel de cunoștințe, mai mult le ocolea sistematic. Se dădea drept văduvă, beneficiind de o mică rentă datorită căreia își putea îngădui să nu lucreze. Pentru vecinii indiferenți, părea inconsolabilă pe plan afectiv, dar mulțumită de cenușiul unei existențe tihnite. După un an abia, stând la soare în căruciorul meu de infirm, am cutezat să o salut. Mi-a răspuns absentă, dar creasem un precedent. Știam un singur lucru: pentru a o câștiga pe ea, trebuiau atrași în primul rând băieții, în așa măsură încât, uitând buna educație, să arunce câte o privire peste gard în grădina infirmului. Până la urmă am găsit. Ideea mi-a dat o, o notiță dintr-un ziar pe care îl cumpărasem, pentru că, pe de-o parte, era gazeta preferată a doamnei Elsa Potra, iar pe de alta pentru că aveam impresia că unele anunțuri aparent inofensive ascund diverse mesaje. Cineva vindea în condiții extrem de avantajoase un cimpanzeu. L-am cumpărat și năzdrăvăniile lui n-au întârziat să-și arate roadele. Ieșam dimineața în grădină și citeam în timp ce mai muțoiul se zbenguia la soare. În ciuda admonestărilor doamnei Petra, la sfârșitul săptămânii se cățărau de-a dreptul pe gard pentru a-l observa în voie. I-am invitat în grădină. Cred că a fost cea mai fericită după amiază din viața lor. După aceea mă vizitau în fiecare zi. Doamna Potra începuse să-mi surâdă îngăduitor, răspunzând salutului meu. Peste câteva luni, mă invita să luăm ceaiul împreună. Bref, 12 ani în șir, de trei ori pe săptămână, jucam cărți cu Elsa Potra. Devenisem unul din intimii familiei. Acum cinci zile m-a anunțat emoționată că așteaptă un frate despre care credea că e dispărut. Știam că minte. Elsa era singurul copil al lui Carl Jvalbe. Am pus mâna întâmplător pe telegramă. Venea din București și anunța ziua și avionul cu care va sosi. Era semnată Iosif. A doua zi eram la București. Așteptam cu sufletul la gură momentul când pasagerii se vor îndrepta spre avion. Surâse. Operația și cei 28 de ani care au trecut de când l-am văzut ultima oară. Nu, n-am reușit să-l recunosc, deși sunt convins că e printre dumneavoastră nimeni nu a renunțat la călătorie, m-au asigurat cei de la Tarom, iar biletele eliberate pe bază de pașaport nu sunt transmisibile. În schimb, el, el mă recunoaște. Sturmbanführer SS, doctor Iosif Potra, mă recunoști? Capitolul 17. Miss Dorothy James Porter găsește cheia problemei. Nimeni nu se uita la ceas păreau a fi uitat unde se află, nu mai numărau minutele. Pe fețele tuturor se așternuse aceeași expresie. Groază, uimire, sinceră compasiune, pe undeva o undă de admirație. Cu tremurătoarea poveste a infirmului îi zguduise până în adâncul sufletului. Prin fața ochilor le defilau episoadele dramatice din lagărul morții, goana pe toate meridianele globului, secvențe reluate și răstălmăcite sau amplificate. Elena Hagianu, cu figura mică, boțită, nu putea scăpa de imaginea omului neputincios imobilizat pe o masă, în timp ce celălalt, omul fără chip, ciopârțea sălbatic. Se înfioră. Brutalitățile fizice o înspăimântaseră totdeauna, nu suportase cea mai mică durere. Își aminti de o prietenă, Olia, actriță, internată într-un lagăr din Polonia scria disperată cerând medicamente, haine groase și alimente. Apoi scrisorile încetaseră brusc. Nu mai auzise niciodată nimic despre ea. Fusese o fată veselă cu ochi albaștri ca niște flori de miozotis. Visease să o joace pe Nora. Fața uscată a bătrânei se schimonosia plâns. Lui Dim Hagianu, încremenit, îi se stinsese țigara între degete. Nu mișca, părea că nu respiră seamănă cu ființele acelea chircite pietrificate din Pompei, gândi Iustin Făgădău. protul avea ochii roșii, își pierduse aerul senin. O mască a durerii izbitoare și dramatică se instalase pe figura rotundă, aproape bucălată. Nina Aldea, cu mâna uitată pe gât, privea picioarele infirmului. Se gânda la miile de femei tinere sfârtecate, aruncate apoi în gura crematoriului, femei care iubiseră, Migăliseră în seri lungi de iarnă la broderia trusoului, avuzeseră o pălărie preferată, se întinseseră pe nisip la soare, cu simțământul inefabil de plenitudine pe care îl poate încerca doar un trup tânăr și sănătos. De pe urma lor nu rămăsese nimic, absolut nimic. Poate doar o fotografie făcută la sfârșitul liceului între 20 sau 30 de colege în uniforme, promoția anului. Vasile Mareș respira greu își umezea mereu buzele plesnite. Ce tragedie! Pe lângă așa ceva, ai impresia că nimic nu mai contează. Și totuși... Un om cu voință puternică, gândi Val niciun obstacol nu a putut să-i abată din calea lui. Se simțea cuprins de admirație, copleșit de personalitatea lui Diamantopol, salutase dintotdeauna perseverența, încăpățânarea de a sluji aceleiași idei, demnitatea verticală inflexibilă de la care nu abdici niciodată. Avusese o existență agitată, violentă, putea să înțeleagă mai bine decât oricare altul ce însemnaseră ultimii 30 de ani din viața infirmului. Un coșmar cu o halucinantă alternanță de secvențe. Lagărul din D, München, Tarragona, Bolivia, Polul Sud, Madagascar, India, Alaska, zigzag nebunitor pe harta lumii, trecând prin sită 3 miliarde de oameni pentru a-l detecta pe diavolul alb. Un tip puternic, își zise și se uită la infirm. Ideea nu i se păru caragioasă. Forța nu are nimic de a face cu mușchii, pleacă de dinăuntru. O știa de mult. Istovit, diamantopol se prăbuși în fotoliu, lăsând să-i cadă cârjele. Miss Dorothy James Porter, care a țipise, se trezi speriată. Pălăriuța cu pană îi alunecase pe ceafă. Zâmbi cu ochii împăienjeniți, jena celor care adorm în tren sau în autobuz și se gândesc neliniștiți că au fost priviți, au sforuit, poate, au oferit un spectacol penibil. Pantelimon Ciolac își drese glasul și rosti emoționat. Domnule Diamantopol, este extraordinar! Gesticula dezordonat, incapabil să-și găsească cuvintele. Infirmul nu-i răspunse, fața galbenă de ceară nu spunea nimic, părea doar extrem de obosit. Ce destin!" șopti Elena Hagianu. Nu mi-aș fi închipuit, credeam că lucrurile astea nu se întâmplă niciodată." Iacobescu clătină din cap. Hm, destin! Destinul ți-l croiești singur, dar Diamantopol nu putea să facă altfel." Și se întrebă sincer dacă el ar fi avut puterea, curajul, să gonească 28 de ani după o himeră. Dacă n-ar fi obosit, dacă n-ar fi încercat să înmormânteze undeva, într-un cimitir necunoscut, sub o lespe de grea fără inscripție, tortura și groaza anilor petrecuți în de. Oprișan, cu fularul desfăcut, ignorând curenții de aer, clipea des. I se vedea gâtul subțire de recrut care iese de obicei dintr-un guler prea larg. Bâlbâi! Fantastic! Nina Aldea își lua capul în mâini. Ce ticălos! Avea fața umflată de plâns, îl măsură pe fiecare în parte și țipă dintr-o dată. Cine? Cine poate fi? Uită-te la ei, uită-te bine! Un gest, părul, mâna! Ceva trebuie să-i fi rămas! În firmul zâmbise cătuit, ca la un semnal oamenii începură să se privească. Intens, fără jenă, în plin obraz. Se răsuceau pe scaune pentru a surprinde mai bine un profil forma feței, ochii aceia pe care nu-i văzuse nimeni. Ciolac vorbi primul. Un individ abil, tare, care a putut să dejoace atâtea manevre. Oprișanei culese cuvântul de pe buze. Un aventurier! Bolivia, Madagascar, Amazoane, gâlgâi mare și privindul țintă pe caricaturist. Repetă. Bolivia, Madagascar, Amazoane! Un tip dur, vezi bine? rângi hagianu. Nu e o cocuță! Contabilul apăsă. Poate face față oricărei situații, nu e teamă de un revolver. Asedia de priviri, Iacobescu izbucni într-un râs disprețuitor. Boilor! Diamantopol ridică greu o mână. Am omis să vă spun ceva, de fapt să precizez. Diavolul alb știe să piloteze. Atunci, lângă Heidelberg, când poliția era gata să-l prinde, a urcat într-un avion particular de o persoană pe care l-a condus singur. Săriră toți de pe scaun, privirile li se aprinseră, le tremurau buzele, au râs, au plâns isteric, respirau precipitat, incapabil să-și stăpânească emoția. Asta înseamnă... După coșmarul atâtor ore, se îndoiau, încă nu le venea să creadă, își agățaseră ochii plini de speranță de silueta respingătoare a infirmului. Nu, diamantopol nu mințea. Exista, deci, încă o nădejde. Vă dați seama, avem o șansă nesperată, bâlbâi oprișan cu spume la gură, ridicându-și pumnii încleștați. Expresia era ciudată. Triumf și încă ceva. Aerul acela răzbunător pe care ți-l dă în general o victorie neașteptată, căzută din senin acolo unde înfrângerea, dezastrul, erau de mult acceptate. Oare e posibil? îngână doamna Hagianu. Dim, știi, nici nu pot. în plâns, acoperindu-și fața și ragul de perle i-a din poale pe mocheta roșie. Nina Aldea privea îndobitocită bilele strălucitoare. Pieptul umflat se ridica ritmic prizonier în bluza diafană. Hi, hi! exclamă pe neașteptate bătrânelul. Mici merge la plimbare, cine-l duce la plimbare? Semăna a cântecel. Nimeni nu-l lua în seamă, Vasile Mare se apropie cu pași de lup. Avea privirea lacomă, dilatată. Îl smuci de umăr pe diamantopol. E adevărat? Știe? Bineînțeles că știe, răspunse repede Ciolac, speriat ca celălalt să nu-i infirme. Maxilarul moalei se bălângănea ca o cârpă. E adevărat? repetă scriitorul. În firmul răspunse sec. Da. Iacobescu se uită în spate, zâmbi sardonic. De părinte, cred că ai câștigat. Iustin Făgădă privi nedumerit. Ochii inflamați aproape sângerau. Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, vom asista la un miracol. Preotul se închină fără să răspundă. Dimitrie Hagianu își slăbi nodul cravatei. Întrebă holbându-și ochiul fără monoclu. De ce n-ai spus-o de la început? Chiar se miră oprișan. Își surprinse gâtul gol și se împachetă repede, pipăind convulsiv dopurile de vată din urechi. Trage, domnule, avioanele astea sunt o porcărie! Voi reclama? E posibil! Avea impresia că se și vede la sol, viu și nevătămat, dând buzna într-un birou făcând scandal. Repet, nu înțeleg de ce ai tăcut, insistă Hagianu. Nevastă sa încercat să-l tempereze. Te rog! Diamantopol vorbi fără să se întoarcă. De ce a tăcut el? Ori întregi am așteptat să reacționeze într-un fel. Se opri brusc, Valia Cobescu trăsări, spuse încet. Să se desconspire, asta ai vrut să spui. Firește. El limpede. Hagianu îl privi iute. Înțeleg. Hm, a dracului treabă. Tăcu mușcându-și buzele. În sfârșit, interveni oprișan. Nu are importanță, chestia e să ne grăbim. Chipul de șoarece era schimonosit de nerăbdare, îl lo pe mare și uitând cu desăvârșire că abia cu două ceasuri în urmă dorise să-l omoare. Celălalt părea de piatră, îl privea orb. Ciolac interveni practic, bâlbâindu-se de emoție. Mai sunt 59 de minute! Economistul abandonă haina lui mare și foindu-se agitat. 59 de minute, ce naiba așteptați? Fiecare clipă e prețioasă. Noi ne grăbim, Problema e dacă și el e dispus să se grăbească, constată caustic Val Iacobescu. Ce vrei să spui? Ciolac rămăsese cu gura căscată. Amuțiseră toți cu ochii la caricaturist, Iacobescu se uită interogativ la Diamantopol, infirmul în obosit. Da, vorbește dumneata. Caricaturistul lo de coniac. Chestiunea e simplă. Acceptând să salveze avionul, diavolul alb se denunță automat, ipso facto. A, făcu ușurele Elena Hagianu. Ceilalți îi urmăreau consternați. Ciolac întrebă cu gura uscată. Ce ipsos vorbește, domnule românește? Imbecilule! Țipă scos din fire Iacobescu. Cuvântul acesta îl știi, sunt convins, nu e prima oară în viață când îți este adresat. Ne scapă pe noi și după cinci minute Diamantopol îl predă primului polițist. A, al dracului de greu pentru capul tău pătrat, Erai parcă mai esteți când calculai șansele lui maicăta. Mă întreb dacă ceața nu s-o fi împrăștiat, declară senină Miss Dorothy James Porter. Mi-e atât de să întârzi. Frau Dagmar Schulz se va neliniști fără îndoială. Mă așteaptă cu cina, prepară niște brioșe minunate. Tot secretul e să le ții exact 29 de minute în cuptor. Nici o secundă mai mult, nici una mai puțin, se servesc fierbinți cu compot de vișine. Cât e ceasul? întreba agitat oprișan. Poftim, iar a început, observă caricaturistul ridicându-se amenințător. Dacă mai întrebi o singură dată, îți dau cuvântul meu. Iustin Făgădău interveni calm. Liniștiți-vă, totul se va sfârși cu bine, sunt sigur. Ești sigur, râse Iacobescu. Nu i-a fost greu ticălosului să trimite la moarte mii de oameni și o să se împiedice acum de zece amărâți. Cu o condiție, constată Hagianu să aibă altă șansă de scăpare. Ori, refuzând să piloteze avionul, va muri odată cu noi, adică se va sinucide. Adăugă enigmatic, spune te rog, domnule Iacobescu, sinuciderea a intrat vreodată în calculele dumitale. Caricaturistul ridică din numeri. La urma urmei, puțin îi pasă. Oricine ar prefera soluția asta decât să fie plimbat în cușcă de sticlă, scuipat, hulit, ca până la urmă să ajungă tot acolo. Am impresia că dumneata îți pledezi propria cauză, declară Pantelimon Ciolac. Eu am impresia că Madame Ciolac, care e o intuitivă, îți va depune floricele lângă fotografie cu cel puțin jumătate de oră înainte de a fi cazul. Domnule, nu permit! Uitați-vă la el! Iar îl dă personalitate afară din casă! Îl privi cu admirație ostentativă. Ești formidabil! Cum dracu n-ai făcut carieră? Mareș trase adânc din țigară. Ai vreo propunere? Da, făcu Iacobescu calculându-și pauza. Să jucăm bâza! Încă 58 de minute, anunță Ciolac, ignorând fulgerele din ochii caricaturistului. Dimitri Hagianu se propti în fața infirmului. Nu crezi că ar fi momentul să te hotărăști? Diamantopol privi de jos în sus silueta înaltă amenințătoare, spuse rece. Sunt ani de când m-am hotărât. Adică în momentul în care aterizăm, voi alerta imediat poliția, oamenii. Nu vreau să vă mint. De altfel, el știe treaba asta. O știe foarte bine. E ridicol? Din punctul dumitale de vedere, cred că da. Hagianu își înfipse unghiile în carne. Ne trimiți la moarte cu sânge rece. Nu eu vă trimit. E la latitudinea lui să vă salveze. Dar nu poate să o facă din cauza dumitale. Ce dracu, ecuația e simplă. Extrem de simplă. Atunci, trebuie să crăpăm cu toții ca să satisfaci dumneata ambițiile? Doamna Hagianu se apropie împleticită. Rochea tocită la poale, de modată, atârna pe trupul sfrijit. Monturi mari de formaseră pantofie scarpențe suți la încheieturi. Se agăță de mâneca bărbatului. Dim, te implor, nu te enerva, nu are rost. Hagianu își eliberă brațul, scrâșni. E un act îngrozitor, o crimă, se asocie Anton Oprișan. Mi se pare amuzant că tocmai dumneavoastră îmi dați lecții de morală, zâmbi liniștit, Diamantopol. Nina Aldea își trecu mâna peste frunte. Ce coșmar, Dumnezeule! Pantelimon Ciolac îl pe infirm de după umeri, vorbindu-i cu ducul blândeții. Dumneata, nu-i așa? Ești un om inteligent, excepțional, aș zice, cu bun simț, cu... cu... mă rog tot o să-l găsești până la urmă. De ce numai decât azi trebuie rezolvată problema când nu i așa? Sunt în joc viețile noastre. O să plătească, te asigur. Nu există faptă fără răsplată. Cam târziu ți-ai adus aminte de chestia asta, constată caricaturistul. Știu că ai tupeu. Ciolac îl ignoră. Grăbește, te-au mai rămas 57 de minute. 57 de minute, repetă ca un ecou stiuardesa. Hagianu își umezi buzele. În fond, ai așteptat 28 de ani, ce mai contează o săptămână sau chiar o lună? Diamantopol clătină hotărât capul. Nu-l voi mai găsi niciodată. Din 1960 pierduse orice nădejde. Am continuat să acționez în virtutea unui principiu, dar nu mai speram. Este un prilej unic, nu-l pot scăpa. Dar ce câștigi dacă murim cu toții? strigă Ciolac. Ne-ai împuia capul că vrei să-l dai pe mâna justiției, cum ai să o faci după ce ne prăbușim? Am dorit-o într-adevăr, oftă în firmul, nu s-a putut. Acum vreau un singur lucru, să nu scape, să plătească. Nichita Dumitrescu izbucni în plâns. Nichi vrea la plimbare, la plimbare. Acest gentleman suferă, se foine liniștită englezoaica. O ceașcă bună de lapte cald i-ar face foarte bine, e un calmant excelent. 56 de minute, anunță Ciolac. Economistul oprișan se ridică. Îți bați joc de noi? Ce vina am eu? Niciuna firește, cel puțin în cazul de față, despre asemenea vinovăție vorbeai, nu? Hagianu își pierdu cumpătul, răcnis, scos din minți. Cum poți să sacrifici zece vieți de dragul unei idei fixe? Nu ai dreptul! Te lăudai că experiența doctorului Potra nu a avut niciun efect asupra dumitale. Minți! Ne uciți cu sânge rece! Infirmul, livit la față, declară, abia mușcându-și buzele. Domnule Hagianu, ne dăjduiesc din toată inima că nu-ți dai seama ce vorbești. Mă rog, în sfârșit, dacă dumneata nu mai ai ce aștepta de la viață... Am, sunt decenii de când aștept clipa când voi putea împlini dorința, ultima dorință, a miilor de nenorociți și în crematorii. Fiecare clipă pe care ucigașul o trăiește, le pângărește memoria să plătească. Și dumneavoastră îmi cereți să-l las? Pot să-l las? Deodată se auzi un schelălăit jalnic, un plâns ciudat venit parcă din altă lume. Tresăriră înspăimântați, Miss Dorothy James Porter ținea în brațe un cățeluș de lapte. Pietul micuț a trezit. L-am găsit într-un parc din București, o rasă interesantă. Priviți-i doar urechiușele. Se uitau la ea, stupefiați, incapabili să deschidă gura. Ciolac anunță încă 55 de minute. Elena Hagianu surdea unei gând. Clepsidra din casa bunicului stătea în birou lângă tabla de șah cu figuri din argin masiv. Regele, bus de împărat roman, nebunii pleșuvi cu expresii dramatice. O piesă unică. Revăzut cutiile mari de țigări coroana, ceștile de ceai din porțelan englezesc, miezul trandafiriu al sugiucului, inhală parfumul dulce de sulfină și asomie, al dimineților de iunie. Totdeauna iubise luna iunie. E o desăvârșire în diminețile acelea înalte, cu sonorități de cristal care te îmbată. Nu e rozul abia îmbobocit al lui Mai, nici mirosul de zambilă din duminica Paștelui al lui Aprilie, nici aurul greu roșu al lui August. Iunie are lumină, puritate, transparență. Le regăsise la Roma în pânzele lui Rafael. Rămăsese cu imaginea unui paradis în etern cireșar. O trezi glasul lui Hagianu. Dumneata, ce spui, părinte?" Făgădău ușmijii ochii injectați. Să ne rugăm." Celălalt dădu din mână agasat, iacobesc cu mârii. E în sfârșit cazul să fim serioși." Omul acela se va îndupleca, articulă nesigur preotul. Ciolac cu ochii pe ceas, incapabil să se uite în altă parte, rosti spart. 51 de minute. Panica lui Oprișan spori, îl zgâlții pe mareș. Auzi, 51 de minute, sunteți nebuni? Scritorul impasibil n-avea reacții. Era cu neputință să-ți dai seama la ce se gândește. Englezoaica își consultă chipul se arbă din oglindă. Satisfăcută, băgă pudriera în poșetă și, înfoindu-și panglica de la gât, declară importantă. Mi s-a întâmplat ceva asemănător la Filadelfia. Din cauza zăpezii nu puteam ateriza. Va trebui să iau o cameră la hotel. La ora asta, frau Dagmar Schulz va fi cât se poate de afectată. N-aș vrea să o considere drept un afront. Valia Cobescu o scrută lung, mormăi pe gânduri. Cred totuși că va trebui să-i spunem. Ce să-i spui? Se interesă oprișan. Cum stă chestia? Desenă cu mâna în aer un picaș brusc. Hagia nu săltă din numeri. Sper să-ți dea vreo idee? Are dreptul să știe, completă apăsat. Acum, 50 de minute, răsună glasul lui Pantelimon Ciolac. Nina Aldea început să râdă isteric. Atât ne-a rămas 50 de minute, cât un film de scurt metraj, cât o ședință de dragoste de două ori 25. Poți să le desfaci în secunde, apoi moartea. Taci, țipă oprișana stupându-și urechile. Începu să tremure. Taci, taci, nu mai suport. Valia Iacobescu a șternut câteva cuvinte pe o bucată de hârtie. Reflectă și mai adăugă o frază pe verso, întinse biletul englezoaicei. Femeia mângâia cățelușul. Surse convențional și început să citească. Dintr-o dată, pe față, i se așternu stupoarea. Ochii holbați păreau gata să iasă din orbite. Gura încremenise crispată, arătându-i dinții saxoni, mari, puțin repeziți înainte. Se uita buimacă la Iacobescu, paralizată, incapabilă să mai respire. Pantelimon Ciolac îi urmărea reacțiile cu un zâmbet urât. Își desprinsese în sfârșit privirea de pe cadran, uitând să anunțe minutul. Șopti sufocată: E imposibil! Nu pot să cred! Miss Dorothy James Porter, mototolis pasmodic biletului Iacobescu, îl desfăcu iar îl netezi mecanic. Ochii îi căzură pe ultima frază scrisă pe verso citi cuvintele și începu să respire, agitată, privind în jur. O privire nouă, culorile îi reveniră, exclamă ușurată, mângâind nervos cățelul. O, oh, dar e foarte simplu, extrem de simplu! Oamenii o observau încordați. Iacobescu rânji spre Hagianu. Mi se pare că ai intuit, are o idee. Foarte simplu, repetăm flăcărate englezoica. Dacă am înțeles bine, acest biet gentleman Arătă spre Diamantopol, caută pe cineva. Cum ar face Interpolul, nu-i așa? Celălalt știe să conducă avionul. Ne poate salva, dar atunci va fi predat poliției de către dumnealui pentru a răzbuna moartea camarazilor. Oh, mi se pare odios. Nu-i o răsplată demnă de niște gentlemen? Ce cârâie, se interesă Ciolac. Dim Hagianu făcu un semn cu mâna. Recapitulează. Considerați, zâmbi subțire Diamantopol, lipsi de eleganță să-l denunți pe diavolul alb după ce ajungem la sol? Categoric, decretă Oprișan. Scăpându-ne pe noi de la moarte, argumenta englezoica, va recompensa cu vârf și îndesat tot ce a făcut rău înainte. Merită iertarea noastră. O, oh, de asta sunt sigură. Hagianu o întrerupse agasa. Diamantopol nu e de acord, completă bombănind în românește. Bate câmpii, idiota! Pierdem vremea de pomană! Dim! Caricaturistul se interesă sarcastic. Ai ceva mai important de făcut? O, oh, trebuie convins, gesticulă femeia. Eu? Degeaba, nu vrea, înțelegi, nu vrea. Îl dă imediat pe mâna poliției. Miss Dorothy James Porter se încreți. Apoi ochii se pironiră asupra lui Diamantopol. Ceva ca o flacără roșie îi străfulgera ridică până în dreptul obrazului cățelușul alb și se lipi de el, spuse răspicat. Chestiunea se schimbă radical. Bietul fugar nu va consimți să piloteze, indiferent de promisiuni. Această vânătoare care durează de atâția ani va împiedica orice om de bun simț să-și descopere obrazul. Cine îl poate asigura că mister Diamantopol este un gentleman? Așa e, domnule, observă Hagianu. Formidabil, ne-am răcit gura de pomană. Adică? întrebă nedumerit oprișan. Adică una vorbim și alta facem. E clar, poate să-mi jure până în pânzele albe. De unde știu eu că ajung jos, năsucește. sucește. Englezoica <coughs> zâmbi pe gânduri. Atâta timp cât mister Diamantopol se află printre noi, partida e pierdută. Există, deci, o singură soluție. Iacobescu o privi iute, întrebă gătuit. Care? Femeia îi privea buzele să-l ucidem. Capitolul 18 Stupefacție Încremeniseră. Se uitau la englezoaică îndobitociți ca la un animal ciudat, apocaliptic. Figurile rigide exprimau spaimă, uluială, repulsie. Nu se auzea nicio șoaptă, niciun suspin, își țineau respirația. Tăcere de moarte tăiată în bucățele de clănțănitul argintiu al foarfecelui. Nikita Dumitrescu decupa un pește uriaș. Ciolac, cu gura deschisă, își repezise capul înainte. Doamna Hagianu strângea îngrozită de colteul în formă de inimioară. Oprișan nu mai clipea. Valia Cobescu, în sfârșit tulburat, înghiție în sec. Miss Dorothy James Porter părea că se simte foarte bine. Ținea cățelușul într-o mână, iar cu cealaltă își neteza mecanic rochea cafenie. Justin Făgădău o privea îngrozit cu ochii umezi. Brusc, Nina Aldea sări în picioare și verde la față se precipită spre cabinetul de toaletă. În fugă îl izbi pe Mareș. Scritorul nu băgă de seamă, se uita hipnotizat fără suflu la englezoaică. Dimitrie Hagianu își reveni primul. Da, ce oroare, îngână nevastă sa, cum poate cineva? Îi aruncă o privire furișă, jenată lui Diamantopol. Pe buzele infirmului încremenise un surâs stins, părea complet detașat, dar trist, sfâșietor de trist. V-aș rămâne îndatorată, domnilor, declară senină Miss Dorothy James Porter, dacă v-ați decide să priviți chestiunea cu luciditate și păstrând simțul proporțiilor. Iacobescu, răvășit, aruncă sticla de conia goală, scuipă. O, Dios! În viața mea n-am auzit ceva mai murdar! Mie silă! Izbi cu călcăiul în cioburile de sticlă și răcni. Mie silă! Teribil! exclamă oprișan. Ce-a putut să-i treacă prin cap? Nina Aldea se întoarse cu pași împleticiți. Își spălase obrazul. Arăta îngrozitor de palidă. Se lăsă să cadă pe un fotoliu. Femeia asta e o bestie! Se cutremură. După tot ce a suferit, după toată tragedia. Uite, frate, observă filozofic Ciolac, unui român nu i-ar fi trecut așa ceva prin cap. Firește, orientali, comentă Hagianu. Mua, fleașcă, una, două, pipi pe ochi și acatiste la biserică. Mai bine, există un Dumnezeu. Scripțul roaica a dracului, țipă oprișan, cu o mână gâdilă javra aia, cu cealaltă ucide. Miss Dorothy James Porter îți buzele. Orice om de afaceri din City poate demonstra că uneori trebuie să sacrifici 5 lire pentru a salva 500. Ce v-am spus? râse Hagianu. Morala, simplă operație bancară. Cum puteți fi atât de crudă? N-aveți niciun pic de inimă? Englezoaica îi sesiză atitudinea ostilă și o măsură disprețuitoare. Fetiș cană fără minte! Justin Făgădău își descleștă mâinile. Dumnezeu nu va îngădui niciodată o astfel de crimă. Iacobescu privi în jur, apoi clătină din cap. Dumnezeu a îngăduit, neîngăduit de multe. Se împărțiseră în două tabere. Instinctiv, fără premeditare, manifestându-și simpatia față de soarta lui Diamantopol, oamenii se grupaseră în jurul lui. Miss Dorothy James Porter rămăsese izolată, mângâia fără încetare capul cățelușului, aruncându-le priviri piezișe. Neutru, Nichita Dumitrescu a adormise înconjurat de un maldăr de hârtii. Domnea o atmosferă de surescitare, un soi de satisfacție febrilă, nervoasă. În ochi le sclipea mulțumirea de sine, comentând incidentul, păreau să se felicite reciproc și, în primul rând, pe ei înșiși, pentru atitudinea de înaltă ținută morală pentru jertfa lor. Depășise răispita și, pentru asta, plăteau un preț unic, plăteau cu propria lor viață. Încerc un sentiment extraordinar, îi spuse Ciolac economistului. Niciodată nu m-am simțit atât de pur, căută emoționat, de fericit. Oprișan, în cuvință dând din cap, fularul ei anul necase, dar perspectiva unei răceli, părea să nu-l mai preocupe. Ai dreptate, e ceva cu totul nou. N-aș fi recunoscut-o înainte, dar poate. În sfârșit, nu m-am gândit în viața mea la altcineva. Singur veșnic burlac. Eu am familie, spuse contabilul înghițindu-și saliva. Și ce folos? Am tras ca o vită. Nu, tu concedi nu tu restaurant. Stăteam în București pe 40 de grade. Copiii au ieșit oameni, sunt licențiați toți, dar parcă se putea și altfel. Cum spuneai dumneata, n-aș fi recunoscut-o în ruptul capului. În viața mea n-am dat o bucată de pâine unui cerșetor. Când a murit socrul meu, n-am făcut pomeni, n-a huiduit lumea. Da, se putea și altfel. Pieptul sfrijit al economistului să-l zbuciumat, nu l-auzea pe ciolac. O mici ai acestuia arătă ce au în trecut, contabilizau. Acum îmi pare rău, sincer, banii ăia nici măcar nu m-am bucurat de ei. La 30 de ani, mama a rămas văduvă. A fost al 12-lea copil al unei familii bogate. Averau luat-o frații mai mari. Când se căsătoreau ei, mama era un copil. Părinții credeau că până o ajunge de măritator să strângă alte acareturi. N-au mai apucat. Au murit de febră tifoidă. 17 ani s-a ca mama cu frații ca să pună mâna pe cei se cuvenea. Nu pot să spun că am dus-o prea greu. În orice caz, nu penibil, dar ce însemna în copilăria mea chiria unei case, niște bijuterii de familie și câteva mobile mai acătării. M-a crescut în cultul bogăției. I-am preluat deviza. Banii, ăștia ți spașa port în viață. Asta nu are nimic de-a face cu avariția. Când m-am văzut cu 25.000 de dolari, credeam că l-am apucat pe Dumnezeu din picior. Da, Bani blestemați. acum zece ani încă puteam să mă însor. O nefericită, una Angela. Funcționară divorțată, cum sunt cu miile în București. Vârsta critică, 40-45 de ani. Ștearsă gospodină cu afor săptămânal, rochițe bunicele, inel de aur gol pe dinăuntru, garsonieră cât o cutie de chibrituri, telefon și televizor, 1500 pe lună, economii la cec. Speriată că vine bătrânețea, speriată de singurătate, dezamăgită de primul soț, pe undeva regretându-l. Angela asta ar fi dator ce să se mărite. O nebunea aia pustie invidia orice femeie întâlnită pe stradă cu o plasă plină din care e sticle cu ulei, margarină, morcovi, pungi de zahăr și orez. Însemna că are o gospodărie ei, înțelegi un bărbat și copii pentru care să robotească. Nenorocita n-avea ce face cu timpul liber. Venea de la serviciu și începea să plângă. Îi era teamă de azil, de concedii, searbă de la govora și sovata, de duminici lungi apăsătoare când nici măcar telefonul nu sună. De ce nu te-ai însura cu ea?" întrebă Ciolac. M-am obișnuit să trăiesc singur și nu mă interesau actele de caritate. Am tabieturile mele, sunt cam bolnăvicios din fire, mă îngrijesc. La două săptămâni îmi pun ventuze pentru orice eventualitate, bea un fiecare zi ceai de sunătoare. Protejează ficatul. În fine, nu știu cum ar fi văzut ea toate astea. Acum îmi pare rău. Ai mai întâlnit-o? Da, în vară, pe griviței. Schimbase framul cu un zil. A, asta e tot ce i se întâmplase în ultimii zece ani. Economistul rămase pe gânduri, semăna cu un șoarece singur, trist. Șopti. Nimic. Nimic. Ciolac își privi instinctiv ceasul, constată firesc. Încă 40 de minute. Celălalt ridică din numeri, repetă absent. Nimic. Fața lui Justin Făcădău era scăldată în inimă, în lumină. Privea transportat undeva sus deasupra capetelor oamenilor, bolborosi cu mâinile împreunate peste crucea de la piept. Dumnezeu n-a îngăduit încă o fără de lege, ne-a arătat chipul alungând dispita. Tot ce a fost păcat s-a alungat din viața noastră, cu suflete nepricănite ne vom înfățișa lui. Sunt fericit că mi-a fost dat să trăiesc această zi. Migita Dumitrescu se trezi brusc, visase probabil ceva căci început din senin să cânte războinic, cu mâna dusă goarnă la gură. «Tu, tu, 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 tu!» Elena Hagianu se strânse lângă bărbatul său. «Bietul bătrân, el e fericit. Am să spun ceva. Mi-a fost grozav de frică. Acum sunt liniștită. «Îmi pare bine!» răspunse plictisit Hagianu. Auzisem mereu că, înainte de asta, pogoară o liniște. Natura. Așa cum, după ce ai îmbătrânit, nu-ți mai e groază de bătrânețe. Mie mi-a fost tot timpul. «Odim!» râse Elena Hagianu. Tu n-ai fi fost niciodată bătrân, îl privi plină de duioșie, n-ai fi fost nici la o sută de ani. Cine mai trăiește azi o sută de ani? Tante Matilde împlinise în 96, dacă nu era gripa din 57, o mai ducea. A rămas lucidă până în ultima clipă, mă ținea de mână, îi era teamă să moară, îi părea rău. Dacă știi că după mine nu mai e nimic, mi-ar fi mai ușor. Altă lume, îngână Hagianu. Într-adevăr, Spune azi cuiva că în toată viața ei n-a pus o singură dată piciorul pe caldarâm, cu peu sau automobil, că n-a vorbit niciodată cu cineva care nu-i fusese prezentat. Feudală! Știu, dim, dar nu era vina ei. Așa a fost crescută și, pe urmă, avea atâta stil, cu câtă eleganță servea ceaiul, inegalabilă și mersul de regină. Hagia nu se strâmbă. Asta nu l am împiedicat pe bărbată să o părăsească. E un destin, Dim, iar acum glasul i se frânse. Nu se putea altfel. Omul acesta, Diamantopol, a suferit îngrozitor. Hagianu nu răspunse nevastă sau îl măsură câteva clipe cu ochi miopi, întrebă încet. nu e așa, Dim?" Da," oftă celălalt ridicându-se, așa e, nu se putea altfel." Nimic," exclamă pe neașteptate Vasile Mareș împroșcând cu salivă ochii recăpătaseră expresia lucidă. Nimic, ăsta e bilanțul. Cu asta ne alegem și eu și dumneata. Am umblat cu limba scoasă după un scaun în galeria celebrităților. Am și ucis pentru asta. Ei, și oare Shakespeare aude în groapa lui o să analele urmașilor? Posteritatea înseamnă ceva doar pentru supraviețuitori. Ce farsă lugubră! Parcă am fost legat la ochi. Se uită la infirm rostind încet. Lucrurile astea nu ni le spune nimeni. Nina Aldea se ghemui lângă doamna Hagianu. Părea complet oborâtă. Buclele desfăcute îi atârnau în lațe umede pe lângă obrajii livizi. Ce tânără e!" gândi bătrâna. O privi plină de compasiune. Ce se întâmplă, fetițo?" Stioardesa nu răspunse. Ți-e greu, știu. ne e greu și nouă. Spun prostii, dar peste... Elena Hagianu ezită peste o jumătate de oră, nimic nu va mai conta. Fata dădu din numeri. Altceva, glasul era răgușit. Sunt sfârșită și nu mă pot dumeri. În două zile s-au întâmplat atâtea. Mai mult decât într-o viață. Fana, înghiți în sec, arestarea ei, moartea lui și acum a noi. Ceasurile astea. Poate am înnebunit. Gândește-te la bietul nenorocit. Arătă cu bărbia spre diamantopol. Ce a însemnat existența lui? Gândește-te bine. E aproape tonică. Tonică? Da, draga mea. Nu s-au inventat vreodată suferințe mai mari decât cele prin care a trecut el. În locul lui aș fi preferat moartea de sută de ori, de o mie de ori. Desigur, eu n-am fost niciodată o Jean d'Arc. Nici eu, șopti rătăcită Nina inaldea. Cu atât mai mult, încearcă să-ți închipui că ai fost scutită de un întreg șir de tragedii. E un efort de imaginație, dar uneori o moarte timpurie sau oportună poate reprezenta un cadou divin. N-ai auzit de atâtea ori în jurul dumitale, mai bine murea înainte să... Oftă, oare ne-a rămas altceva? Stewardesa aruncă o privire spre infirm. Se uita în noaptea de dincolo de hublou și nu îi se vedea fața. Trupul inert semănea mai mult ca oricând cu o cârpă. Nu, nu ne-a rămas. Dar măcar diamantopol, el, S-a ales cu ceva. Elena Hagianu clătină capul. El singur o știe. A vițat să facă justiție o compensație răsunătoare. Se mulțumește acum doar cu principiul. Zâmbi. Și cu noi, poate, suntem toți alături de el. Tăcung îndurată, spuse într-un târziu, fără să-și dea seama dacă Nina Alda o ascultă sau dacă se mai află lângă ea. Toată viața am crezut în oameni. Nu m-am înșelat. Iacobescu pocni din buze. Fleacuri, eu nu m-am luat niciodată în serios. Îți place să pare așa, în fond ești altfel, poate cel mai bun dintre toți. Caricaturistul început să râdă. Te înșel, zău, te înșel, n-am făcut nimic în viață. M-am distrat doar cât m-au ținut puterile. Un singur lucru pentru care mă pot felicita. I-am lăsat și pe alții să trăiască. În sens vulgar sunt un epicurian de duzină. Niciun act de eroism în 60 de ani. Ăștia, în felul lor, sunt niște martiri. Au luptat pentru ceva, au construit, au zămislit. Copii, bătaie de cap, mii de chestii care îți umplu viața, ți apasă umerii. Eu, de când mă știu, am avut doar grija mea. M-am amuzat, am răscolit lumea. Dacă într-o zi am avut chef să mă scol din pat, nu m-am sculat. Dacă mi-a -mi cășuna să stau o vară întreagă la Constanța și să mă uit după fujnețe, așa am făcut. Munca mea a fost o jucărie. Poate, zic poate, aș fi izbutit mai mult, dar n-am avut timp. Arta serioasă nu se împacă cu vânzoleala pe toate meridianele globului. Aia cere studiu, eforturi, încercări. M-am prostituat la modul cel mai rentabil. Caricaturi, afișe, reclame, rahaturi. Diamantopol îl măsură curios. Regreți? Deloc. În artă nu există ratas, ci doar lipsă de vocație. Dacă ar fi fost într-adevăr ceva de capul meu... Dacă aș fi avut ceea ce în general se numește foc sacru, ne-am în într-un atelier cu pensula în mână. Nu mai ardea nici de crocodil, nici de fluturi exotici. Mi-am urmat chemarea și nu-mi pare rău. Am avut noroc. Până și cu nevastă mi-am nimerit-o. M-am însurat la 45 de ani. E ingineră. Niciodată nu mi-a cerut mai mult decât aș fi fost în stare să-i dau. M-a luat așa cum sunt și l am înțeles admirabil. Probabil așa arată fericirea. Ricană eu, Iacobescu. Asta aduce puțină suficiență. Nu știu dacă sunt fericit. În orice caz, mă accept fără convulsii de conștiință. Cum spuneai dumneata, e o chestie să împlinești 60 de ani și să poți afirma că ai dus-o grozav de bine. Providența a făcut destul pentru mine. Aș mai fi dorit să trăiesc 10-15 ani, e adevărat. Da, nu poți miza la infinit pe același număr. Îngerul meu păzitor pe unde o fi, s-a și probabil și el. Infirmul zâmbi. Esențial e că nu ți-e teamă. Acum, de ce mi-ar fi teamă? De judecata divină? Chiar dacă ar exista, sunt înaintea mea alte dosare pe rol mult mai consistente. Esențial e altceva. N-am regrete. N-am lăsat acolo jos nimic neterminat. Rânji. Pentru că n-am început nimic. Da, nu asta vreau să spun. Și nu despre mine. Se uită la Ciolac și la Oprișan. Ca să fiu sincer, încerc o mare surpriză. Credeam că mă pricep la oameni. Ăștia doi m-au dat peste cap. Diamantopul surse neutru. Da. Trebuie să recunoști, e un succes formidabil, nesperat. Ai toate sufragile de partea dumitale. La urma urmei, toți sunt gata să moară de dragul unei idei care nici măcar nu le aparține. Infirmul își ridică încet pleoapele. Oare?